Iubiți creștini, în primăvara aceasta celebrăm săptămâna patimilor Mântuitorului altfel. Pentru că lumea în care am trăit până la începutul lui Martie a dispărut. Ne-am trezit peste noapte într-o altă lume în care s-au schimbat împrejurările și s-a schimbat vocabularul. Cuvinte noi au intrat în uzanța noastră zilnică. Mănuși, măști, Dezefectanți, autoizolare, izolare, carantină, distanțare socială, contaminați, contacti, decedați. Și toate acestea, datorită unui cuvânt sau unei expresii care a intrat în vocabularul nostru, noul coronavirus. Datorită acestui virus, Corectitudinea politică are alt slogan. Distanțarea socială. Sau stați acasă. A dispărut spațiul public. În acest spațiu care până mai ieri aveam bucuria să stăm în grupuri mari sau mai mici. Dintr-o dată a devenit pustiu. S-au distanțat politicienii. S-au distanțat oamenii de afaceri. Artiștii. Profesori și elevi. S-au distanțat vecinii. Ba, până și prietenii stau la distanță unii de alții, pentru că celălalt a început să devină periculos. Nu știm de unde vine și ce poartă. Dar în această lume a distanțărilor, dintr-o dată ni se spune stați acasă și descoperim că familia devine fortăreața în care ne protejăm. Ne protejăm de ceilalți, ne protejăm de virus. Stăm acasă. Dar nu casele tuturor sunt la fel. Unii au case mari, spațioase, au curte și grădină, au spațiu, alții case mai mici. N-au nici curte. Alții stau la bloc, un apartament mai mare sau garsonieră. În acest spațiu închis, petrecem nu doar seri și nopți, petrecem zile, săptămâni și poate luni. Cum să ne trăim viața acasă? Devine casa pentru noi o pedeapsă sau devine casa o oportunitate? În această săptămână a patimilor, vă invit să mergem pe urmele Mântuitorului și să intrăm cu el într-o casă, în Betania, și să surprindem frumusețea unei seri într-o casă din Betania. Evangheliile relatează despre acest eveniment și mă voi opri la două relatări, una din Evanghelia după Marcu și cealaltă din Evanghelia după Ioan. Pe când ședea Isus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. Aceeași scenă este relatată de Evanghelistul Ioan în felul următor. Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce se deau la masă. Maria a luat, un, a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, au uns picioarele lui Isus și i-a picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. O casă în Betania. Și Evanghelia surprind patru persoane deosebite. Simon Leprosul, Lazar, Marta și Maria. Sunt în casă împreună cu Isus, cu Mântuitorul. Oare cum au petrecut seara? Evangeliile nu ne spun despre ce au vorbit, dar dacă ne uităm la fiecare personaj, probabil că putem intui ce s-a petrecut în seara aceea. Mai întâi, gazda este Simon leprosul. Când Biblia subliniază Simon leprosul, ne spune faptul că omul acesta a fost infectat cu virusul leprei, a fost izolat. A trebuit să plece din familie, din localitate. A trebuit să stea pe câmp. A fost în carantină. Un om respins, un om izolat, un om care știa ce înseamnă să fii separat de ceilalți. Este la masă cu Mântuitorul, care experimenta și el respingerea crescândă a mai marilor vremii. În seara aceea, doi oameni înțeleg ce înseamnă să fii respins ce înseamnă distanțare forțată, ce înseamnă ură, ce înseamnă să fii văzut ca o, ca o primejdie, ca o ciumă. Și totuși stau la masă împreună. Al doilea personaj este Lazar. Lazar a fost bolnav. Nu știm exact de ce boală a suferit. Știm însă că a fost o boală galopantă și în decurs de câteva zile a decedat. Lazar a fost înviat de Domnul Isus a patra zi după ce a fost îngropat. El este cel care știe ce înseamnă să treci prin valea umbrei morții. Ce înseamnă să treci de aici în lumea cealaltă. Lazar știe despre ce a vorbit Mântuitorul când a spus Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Lazar știa a fost acolo. A revenit în lumea noastră și stă la masă cu Domnul Isus, care doar peste câteva zile va pleca din lumea noastră. Oare cum au vorbit despre lumea aceasta și despre trecerea de aici înspre lumea cealaltă? Sunt oameni care înțeleg că viața nu este doar aici, că este și dincolo. Simon Leprosul, un om respins, un om izolat, un om detestat de ceilalți, stă la masă cu Hristos. Lazar, un om care a suferit, care a murit și care a revenit la viață, este și el la masă. Marta este gazda desăvârșită. La Marta toate trebuie să fie la perfecție. Marta este împlinită atunci când slujește, atunci când poate oferi serviciile cele mai frumoase, calitatea cea mai aleasă. Și l are în casă pe Mântuitorul. Pe acela care a spus, am venit nu ca să mi se slujească, ci ca eu să slujesc și să-mi dau viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Marta știe ce înseamnă să ai o inimă de slujire. Și acum, în seara aceea, nu-i cere nimic Mântuitorului, ci oferă ea ce poate Serviciile ei, calitatea cea mai aleasă. Marta este cea care face să te simți bine în casă, pentru că a purtat de grijă de toate. Dar mai este un personaj, este Maria. Este diferită de ceilalți. Este tăcută, este meditativă și în timp ce ascultă ce vorbesc ceilalți, iese din cameră și se întoarce are în mână un vas de alabastru. E o comoară. Oare ce o să facă? În clipa următoare, Maria sparge vasul. Erau vase sigilate. Erau vase închise. Purtau în ele parfum de o valoare extraordinară. Sparge vasul și toarnă tot parfumul pe trupul lui Isus. Se umple casa de miros, de aromă. Și când cineva din grupul celor care asistau comentează de ce s-a făcut o asemenea risipă? Nu putea să fie vândut mirul acesta și să fie ajutat săracii? Domnul Iisus spune, ea a făcut un lucru frumos. A făcut acest lucru la vremea potrivită în vederea ce urmează, în vederea îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți. Maria a sesizat momentul unic în care putea face ceva să demonstreze adorare ei pentru Mântuitorul. Toate acestea într-o casă. Cum va fi casa mea? Cum va fi casa ta în sărbătoarea aceasta? ce îi vei oferi Mântuitorului? Ce le vei oferi celorlalți? Va fi casa ta sau casa mea plină de frustrări, de tensiuni, plină de nemulțumiri, dominată de egoism, dominată de do dorința de a evada din casă. Sau vom face din sărbătoarea aceasta un colț de rai la noi acasă, cu Mântuitorul, oferind ce avem mai frumos: creativitate, generozitate, dragoste, adorare, închinare pentru acela care a venit în lumea noastră să ne scoată din izolare. Singurul care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre. În lumea noastră, toți vrem să scăpăm de cei trudiți și împovorați. Toți am vrea să ne înconjurăm de persoane care au resurse, persoane care nu ne cer nimic ce ne oferă. Singurul care îi cheamă pe cei trudiți și împovărați, pe cei necăjiți și izolați, pe cei suferinți și pe cei care sunt în lumea aceasta victime. El îi cheamă veniți la mine. Pentru că a venit în lumea noastră să o facă mai frumoasă și apoi să ne pregătească pentru lumea gloriei. În această atmosferă vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în sărbători frumoase acasă. Suntem în săptămâna mare, în săptămâna patimilor. Cine a pătimit și pentru ce a pătimit știm. Oare putem ști și cine și prin ce a făcut săptămâna aceasta să fie mare? Uitându-mă repede în scrierile evangeliștilor, mi-am dat seama că numărul celor care au făcut lucruri deosebite, frumoase, nu este mare. Cărturarii, fariseii, bătrânii norodului, nu pot fi puși într-un tablou frumos. În săptămâna mare, singura lor preocupare, cea mai mare preocupare, a fost să-L caute, să-L găsească și să-L condamne pe Domnul Isus Hristos. Au reușit să-I convingă pe cei din mulțime și au reușit să-L convingă pe Pilat, să-L pună pe Isus Hristos pe cruce. Nu cred că avem o problemă unde să-L așezăm pe Iuda, în ce categorie. Mi-aș dori mult să vă pot spune că ucenicii Domnului Isus Hristos au făcut lucruri deosebite. Este adevărat, au făcut și lucruri deosebite, dar și lucruri de care nu ne este cinste. Acuzațiile pe care le aduc femeii, somnul lor din grădină și apoi fuga lor, abandonul, nu le-a făcut și nu le face cinste. Nu-i criticăm, dar învățăm de la ei. Ne uităm la oameni care au făcut din săptămâna mare o săptămână neagră, sumbră, dar spre bucuria noastră găsim și persoane care au făcut din săptămâna respectivă, prin gestul lor, prin acțiunea lor, ceva deosebit, ceva măreț. Voi începe cu cineva care s-ar putea să vă surprindă. O știți pe Maria. Da, Maria cea păcătoasă care a fost posedată, dar când este iertată de Domnul Isus Hristos, vine în mod public sparge vasul cu parfum și unge trupul Domnului Isus Hristos. Nu vine pentru reclamă, nu vine ca să o vadă oameni, nu vine să spună cât de scump este parfumul. Ucenice se supără, o critică, dar Domnul Isus Hristos o apără, o apreciază. Dar nu aceasta a fost neapărat realizarea mare, faptul că a primit reclamă gratuită și la nivel mondial. Cea mai mare bucurie pentru Maria, realizarea a fost că a făcut ceva special, unic pentru Isus Hristos. Te-ai gândit să faci ceva special în săptămâna aceasta pentru Fiul lui Dumnezeu? Nu cu ce nu ai, cu ce ai, cum a făcut Maria. Lângă Maria voi aduce un bărbat. Din nou s-ar putea să vă surprindă, pe telharul de pe cruce. Era acolo pe drept și o recunoaște, dar acolo, în loc să se plângă, să murmure, să blesteme și el, să-l batjocorească pe Iisus Hristos, telharul se pocăiește, cere iertare, îndurare, realizarea lui deosebită, Fiul lui Dumnezeu îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Ce tablou extraordinar, ce cuvinte minunate! Dacă un creștin autentic poate să asculte de Domnul Isus Hristos și aceasta înseamnă mare realizare, un păcătos poate să facă ceva frumos atunci când își cere iertare și când se asigură că numele Lui este scris în Cartea vieții, În cazul în care ești în situația aceasta și n-ai iertarea Lui Dumnezeu, apropie-te de Isus Hristos, mărturisește Haru că El n-are nicio vină, că este Sfânt, mărturisește-ți greșelile, cere iertare și în baza sacrificiului de pe cruce vei primi iertarea Lui Dumnezeu. Nu mai am timp să vorbesc despre alții, dar trebuie neapărat să vă spun, cum bănuiesc că știți, că realizările frumoase în Săptămâna Mare sunt realizările Domnului nostru Isus Hristos. Da, răbdarea lui, tăcerea lui, stăpânirea de sine, iubirea până la capăt și binecuvântarea altora sunt realizări deosebite. Avea putere să cheme oștile cerești să-l și n-a făcut-o. Avea putere să îi distrugă pe dușmani și n-a făcut-o. Avea putere să coboare de pe cruce și a rămas acolo pentru că ne-a iubit. A stat acolo șase ore dincolo de imaginația noastră, în chinuri groasnice, ca să poată avea o realizare pe care nimeni altul nu o putea avea, acolo, la sfârșitul chinurilor, Fiul lui Dumnezeu poate să strige înaintea Tatălui. S-a sfârșit. Am plătit prețul întreg. De acum lumea poate fi iertată, lumea poate fi salvată, de acum ușa înspre împărăția lui Dumnezeu, înspre locul preasfânt, cum va spune Pavel, este deschisă. Dragii mei, noi nu putem face ce a făcut Fiul lui Dumnezeu. Dar nici nu trebuie. Săptămâna este mare pentru că El a făcut lucruri mărețe. În schimb, putem să ne uităm la oameni ca noi și să facem lucruri deosebite. Lucruri care să transforme o săptămână obișnuită într-una deosebită. Știți de unde știu că putem face ceva frumos, indiferent cine am fi? tot de la Mântuitorul. Vă aduceți aminte că în săptămâna mare el aduce în atenția noastră o văduvă, săracă, anonimă, ignorată, batjocorită de mult. Avea doi bănuți. Nici nu știu dacă îi ajungea pentru două, trei zile să mai trăiască. Știți ce a făcut văduva? A dăruit cei doi bănuți pentru împărăția lui Dumnezeu. Credeți că a dăruit mult nu, n-a dăruit mult. I-a dăruit totul. Aceasta înseamnă că oricine, cu ce are, dacă întâi îi se dăruiește lui Dumnezeu, apoi, prin dăruirea faptelor bune, poate să facă în săptămâna aceasta ceva deosebit. Gândește-te ce ai și ce îi poți oferi lui Dumnezeu. Nu de dragul răsplătirii, nu de dragul unei reclame, ci de dragul lui, a fiului care a venit și a plătit cu viața ca să ne dăruiască viață. Dragi creștini, noi chiar suntem privilegiați. Trăim într-o țară care a avut acces la Evanghelie de foarte mult timp. Avem Sfânta Scriptură în casele noastre. O putem citi. Duhul Sfânt ne ajută să o înțelegem. Așa că, dragi mei, Haideți să ne uităm în Scriptură și să vedem ce am putea face astăzi și în săptămâna aceasta ca să încânte inima lui Dumnezeu, să o umple de bucurie. Nu trebuie să facem mult, dar trebuie să facem cu dedicare, cu inimă curată. Mulțumește Duhului Sfânt care este gata să te ajute în ceea ce vrei să faci mulțumește din inimă lui Dumnezeu că El, da, El a pregătit faptele bune în care să umblăm încă de la întemierea lumii. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să ni le descopere. Să nu le considerăm noi mari sau mici, importante sau lipsite de importanță, ci să facem ceea ce ni se cere. Nu uitați, pentru un mântuit, cel mai frumos lucru este ascultarea de Dumnezeu. Și încă o dată vă rog, nu uitați, pentru un păcătos, cel mai important lucru este să-și asigure iertarea, să-și asigure veșnicia în glorie. Aceasta a fost realizarea extraordinară și unică a Domnului Isus Hristos în săptămâna mare. A stat pe cruce pentru mine și pentru tine, plătind iertarea noastră, dreptul de a deveni copii al lui Dumnezeu, dreptul de a fi cetățeni cu drepturi de pline în împărăția cerească. Nu da cu piciorul într-un asemenea har. Săptămâna mare, datorită îndurării lui Dumnezeu, a devenit deosebită pentru mulți. Mii de ani au fost oameni care în săptămâna mare s-au sfințit s-au rededicat lui Dumnezeu, l-au slujit pe Dumnezeu și mii de oameni în săptămâna mare s-au întors spre Dumnezeu cu pocăință și credință. Fi unul dintre cei mulți care în săptămâna aceasta îl iubesc pe Hristos, îl ascultă pe Hristos, îl urmează pe Hristos și îl mărturisesc ca Domn și Stăpân al Universului.